Hi, I'm Stefan Diaconu, coordinator of the 100% Lipatti project. Together with my colleagues from 5 Coloris Quintet and Mr. Grigore Borgoanu, the biograph of Dinu Lipatti, we are going to tell you briefly what it meant for us to be the messengers of a great musician who was himself a divine messenger for people. A lot of music lovers know that Dinu Lipatti was one of the greatest pianists in the first half of the 20th century. But much fewer people know that at the same time, he was building a career within composition that could have been equally important if he had not died much too young, at the age of 33, from a disease that had no cure at the time. Besides his piano compositions, Dinu Lipatti was also very into wind instruments as a result of his true obsession with musical colors. His own manner of playing the piano being a proof of that. This passion of his generated 3 original compositions and 2 arrangements of sonatas by Domenico Scarlatti, works of true value which completely deserve their right to be included in the international repertory of any wind instrument player. Our first meeting with Dinu Lipatti's music was in the spring 2019, where we decided to sign up for the Bucharest International Music Competition. Then we had to record various pieces, and we chose to record Dinu Lipatti's arrangement of 6 sonatas by Scarlatti. And it went very well, the jury liked it a lot, and we did so. So they awarded us a 2nd prize in the competition, and we had a lot of fun playing this piece. So we would like to play it in the future as well. And the same year we were gonna take part in the Carl Nielsen International Chamber Music Competition in Copenhagen. And in the finals you had to play a piece that you could choose yourself. And then we chose this 6 sonatas by Scarlatti. The result was a real triumph. We were among the 3 prize winners, and we enjoyed to present Dinu Lipatti's music in the finals of this highly acknowledged international music competition. We started this project based on the idea of bringing to spotlight the entire work of Lipatti's for wind instruments. Because, as you will see, he wrote an important number of such pieces in a very short while. We discovered that his last work, completed only 1 year before he passed away and demonstrating his brilliance as a composer, was a composition for wind quartet called Obad. The work was conceived for his friend's birthday, Paul Zacher, and it was written only in 3 weeks. So, we have collected all the manuscripts we could find, transcribing them using special music programs, worked thoroughly with the concept of the implementation of the plan, and thus we managed to produce our project 100% Lipatti. Maybe you ask yourselves, why this title? Why 100% Lipatti? First of all, it was determined by a desire to make things completely, to cover absolutely everything, and to take the things as close to perfection as possible. Something we have learned from the very testimonies Dinu Lipatti left for us. And then we recorded all of the pieces for wind instruments by Dinu Lipatti in the beautiful concert hall of the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen. A hall with good memories for Coloris, since the year before we were awarded the 3rd prize in the Carl Nielsen competition in that very hall. We are happy to share with you the music and the story of a man who lived a short life, but who left an everlasting mark on a world that seems to be praising the perishable more and more.
Piesa următoare este o piesă bine definită care se numește Introducere și alegru pentru flaut, flaut solo. De ce a ales el flautul? Eu personal cred că era instrumentul lui preferat din instrumentele de suflat. De ce? Pentru că flautul este fluierul românesc, este sufletul muzicii noastre românești. Și această introducere începe cu un fel de doină, cu ornamente care sunt în stilul popular românesc foarte clar. Introducerea pentru flaut, care de altfel seamănă mult ca stil cu începutul Cobaldei, lucrarea cea mai importantă pentru sufletori, care este tot un solo de flaut. Nu sunt toți patru quartet, dar începe flautul singur. Aici este sufletul muzicii de inspirație românească, populară, autentică, și pe care îl punem pe note. Salut, sunt Ștefan Diaconu, flautist în Quintetul Coloris și am să vă vorbesc câte ceva despre piesa Introducere și Allegro pentru flaut solo de Dinu Lipatti. Această piesă este o piesă de mare valoare, din păcate nu foarte cunoscută flautiștilor din ziua de azi, datorită faptului că nu a fost așa mult promovată, Dinu Lipatti fiind un compozitor care a trăit foarte puțin. Această piesă este o provocare pentru orice flautist. Are o muzică superbă care îmbină o parte lentă, o parte rapidă, inspirată din folclorul românesc și poate fi pus alături de piesele pentru flaut solo reprezentative ale secolului 20, cum ar fi Syrinx de Claude Debussy sau Dansul Caprei de Arthur Honegger. Alegrul ăsta pentru flaut este o melodie populară, cimpoiul, care e cunoscută. Bine, el o citează la început, după aceea o răstoarnă în toate felurile, într-un stil al lui foarte îndrăzneț de altfel, la epoca respectivă. Salut! Mă numesc Constantin Barkov și sunt solo-fagotist la opera din Malmö, în Suedia. Am să vă vorbesc puțin despre lucrarea lui Lipatti,
Allegro pentru fagot și clarinet, o lucrare foarte interesantă și foarte frumoasă și foarte dificilă, care te solicită foarte mult ca fagotist. Este o lucrare care solicită toată întinderea fagotului. Nu sunt foarte multe lucrări pentru fagot și clarinet ca duet, ca ansamblu, dar aceasta este o adăugare foarte bună la repertoriul nostru. Era elevul Nadia Boulanger. Nadia Boulanger l-a nebunit cu exercițiile pentru tot felul de instrumente și bănuiesc că acest Allegro făcea parte din aceste exerciții, deși felul în care este scris foarte serios și foarte bine terminat e mai mult decât un exercițiu. Numele meu este Felicia Gabriela Greciuc, oboistă al Quintetului Coloris. Vă voi vorbi puțin despre trio pentru oboi, clarinet și fagot. Cel mai popular ansamblu după Quintetul pentru suflători a început, tradiția a început încă din Franța, probabil de aceea și Dinu Lipatti a ales să facă un aranjament pentru acest ansamblu, el fiind educat în Franța, a ales acest ansamblu pentru a transpune muzica lui Scarlatti. Este o muzică foarte galantă, strălucitoare și avem mare bucurie să o interpretăm de fiecare dată. A cântat multe din sonatele lui Scarlatti la pian, ne-au rămas înregistrate puține, numai 4 din cele 500. Lipatti a cântat mai multe și probabil că avea de gând să cânte mai mult, dar n-a reușit să le facă. Sunt sigur că îi plăcea foarte mult Scarlatti. De altfel, îmi amintesc într-o scrisoare în care vorbește cu prietenul lui Schoalec, exprimă un anumit entuziasm pentru Scarlatti. Sonatele transcrise pentru suflători de Scarlatti atestă interesul major al lui Lipatti pentru culoare. Pentru chiar în interpretările lui de Scarlatti avem o singură sonată de Scarlatti în cele două viziuni, a lui Lipatti pian și a realizării cu instrumente de suflat. Foarte interesantă comparația, pentru că vedem cât de departe merge imaginația lui Lipatti către culoare.
De altfel, Lipatti era de părere că putem face modificări dacă ele aduc la iveală sensul compoziției respective. Și asta poate fi valabil și pentru transcripțiile care le-a făcut el, unde există unele adaptări pe care și le-a permis. Hallo, jeg heter Niklas Karlsøy Moritzen, og jeg spiller hot i Coloris. Jeg har alltid tatt meg vel at lustet etter barokke, og som hotspillere så slipper man ikke alltid at spille sånn jeg vann barokk. Og tror jeg ikke vil jeg glede for å slippe å spille dette verset. Verset er, vil si, rettelig ringt, men ganske særlig som hotspillere er ringt. Tror man skal være ikke vil jeg gjøre musikk til, imot til henne instrumentene, og tilrettelig feit, jeg slipper å gjøre det. Men at opptaket har vært spennende, og altså, vanlige tog er krevende, men vi har ikke haft alle tog i verden, så det har vært rettelig intensivt som har vært feit. Jeg har alltid vært kommet øyevel, slått noe øyevel undan tog, men jeg vil lade tikk om at Frølund, og jeg spiller klarinet i Coloris. Jeg vil lige lave en kort teaser om Ubad, som er Dinu Lipattis kvartet for fire træblæsere. Så det er klarinet, fløjte, obo og fagot. Det er et fremragende værk, som virkelig afspejler Dinu Lipattis sådan modenhed som komponist. Han blev jo ikke så gammel, men altså, man kan virkelig høre, at han har udviklet nogle fremragende evner inden for komposition. Selvom han startede som pianist og først ligesom blev kendt på det, og nærmest blev mere kendt på det end som komponist. Så det er ligesom bare en lang vej mod mere og mere modenhed i sin kompositionsstil. Og det her det er sådan det er et af de ypperste eksempler på, hvor langt han nåede. Det er sådan en blanding af folkemusik og hans eget unikke sådan moderne, ikke så moderne alligevel tonesprog. Det er sådan et eller andet sted mellem tonalitet og atonalitet. Og så er det bare meget sådan i yderfaldene. Pentru aniversarea lui Paul Zahăr, el a imaginat să scrie un quartet pentru suflători, pe care l-a denumit Obad. Obad pentru flaut, oboi, clarinet, fagot. Și îi scrie într-o scrisoare, dom'le, dumneata, te-ai născut prea repede. Deci eu n-am terminat încă. Cadou care vreau să ți-l trimit, îți fi numai două părți. Și i-a trimit numai două părți și primul i-a trimis toată Obada, care cu sprijinul lui Paul Zahăr trebuia editată. Copistul ăsta e Dion, nu-i capabil să-și termine mâzgărăturile înainte de 15 mai. Deci nu-i capabil să copieze. Dacă ați văzut cum arată partitura Obadei scrisă, copiată de Lipatti, vă imaginați că acest mâzgălitor cum era capabil să scrie ca de tipar. Thank you.
Am compus pentru dumneata gluma asta în 3 săptămâni. Glumă. Și fără să mă fi atins de pian, pentru că cele 4 mișcări au fost scrise stând în pat. Scopul acestei obad era să te trezească pe 28 aprilie dimineața, executată fiind sub ferestrele dumitale de 4 Holzschwitzerli. Dar din moment ce soarta a hotărât altfel, poate că mai bine așa, căci dacă deșteptătorul ăsta te-ar fi impresionat într-un mod dezagreabil, cei 4 bieți blazer suflători ar fi primit cu siguranță recompensa destinată compozitorului, adică o găleată cu apă în cap. Thank you.
Thank you.